în, în NATO și UE. Bună ziua, stimați. Partid Național Liberal. Partid care este un unicul partid care nu este corupt. Sper că cetățenilor mi-a fost puțin mai clar privind platformele electorale, da, și prioritățile partidelor pentru bunăstarea, viitoarea bunăstarea țării. Acum suntem la runda 2 cu loteria electorală și am o întrebare către concurenți. Vreți să păstrăm acest ordine de răspunsuri la întrebări sau începem cu numărul 2 sau începem cu numărul 7? Sau cum credeți dumneavoastră? De la 1? E în regulă. E tot una, da? E regulă. Bun, mulțumesc. Tot una vașnă e rând, așa, ori așa, ori așa. Nu scăpați. Nu. Răspunde după aceea, vă dăm întrebare. Aaa, socoteală. Sigur. În condiții egale, fiecare concurent trebuie să fie pus în condiții egale. Două minute, aveți două minute pentru răspuns. Dumneavoastră spuneți numărul întrebării. Unu. Și pe ecran. Întrebarea tot unu. Da. Mă rog, este de partea dumneavoastră. Nu. Domeniilor economice, economiei naționale din țara noastră și acum a venit rândul nostru cetățenilor să întrebăm personal pe fiecare formațiune sau candidat independent ceea ce ne doare pe noi. Unica dorința noastră este, vă rog să ridicați mâna pe rând, apoi să formulați întrebările foarte scurt ca să reușim toată lumea să întrebăm. Așa, doamna, a fost prima. La guvernare. Nu sunt. Este liberal. Este pe scenă, da? Da. Vă ajutați, vă rog, și să vă rog. Pare rău, nu am memorat numele. Domnul candidat din partea Partidului Socialiștilor. Spuneți-mi, vă rog, cum vedeți dumneavoastră aderarea la Uniunea Vamală? Deci... Da. Care este mecanismul de aderare la Uniunea Vamală? Deci în timp ce Moldova nu are potar cu Rusia și dat fiind situația din Ucraina la momentul actual. Două minute. Și fiecare câte un minut dacă vreți să completați. Această problemă la întâlnirile care au avut loc s-a discutat și clar lucru, Ucraina are 900 de kilometri, adică ca să treci în Rusia prin Ucraina 900 de kilometri. Care Casar este adresată partidilor din alianță. Partidul Democrat, Partidul Liberal și Liberal Democrat. Deci, o întrebare de așa natură. Toate platformele electorale, în toate platformele, adică președent, ați promis exact aceeași promiteți acum. Timp de 5 ani n-ați făcut nimic, absolut nimic, zero, economia la pământ. De unde pensii, de unde locuri de muncă, de unde, în afară de asociere și... Da, n-ați făcut nimic. Nu credeți că trebuie să vă scoateți, să nu mai participați în alegeri, vă scoateți din goana alegerilor în această perioadă? E timpul. Lăsați vii oameni care vă fac ceva pentru țara asta. Întrebare concretă. Cât aveți de gând să mai dați în jocul poporului ăsta? L-ați pus în genunchi. Pensiile, salariile, toate sunt promise ca să primăriți. Toate. Dacă comuniștii au mărit, au crescut atunci când au mărit pensiile cu 15%, voi tine 5 ani, 15% n-ați mărit. Dar nici și buliga și tot, dar părțile vă fac copii să nu-ți bani cu când o să vă prindeți la mișe și aveți curaj să vă dați demisia că nu sunteți capabili de a vă duce cu țara. Sunteți niște elegi că aș fost profesor de ani, nu am văzut să vă dați demisia. Întrebarea a fost lungă, sper să fiți clare, da? Vă rog frumos. Eu. Da. 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 Acum răspunde. Nu ne uităm, satul nostru
Я дай вода прошу, что я буду шир, ниште плоду халуля. Давай это помидор. Валентин, смотри, трепет, дожди, чеши машин, шир. За что бы страх, чеши машин, шап, стрижем плода, Иван. Добрый. Да вот, вода прошу, как бы. А вы здесь, один раз, мы прям расположим. Председатели, и председатели, товарищу, подрядный, Павел. Mă duc cu 50 de rupi, eu pe drum vreau. Dacă îmi permiți. Mă stimată doamnă, eu vreau să întreb dacă în sală sunt profesori și educatori, dacă veniți. Dacă sunt, să ridici mâna. Dumneavoastră, îmi pare rău, înseamnă că sunteți profesorul educator și dezinformați lumea. Spuneți cinstit, cu cât s-a majorat acum salariul dumneavoastră? Cine sunteți? Eu sunt pensionară. Eu vă spun, eu și nu știu, acum dați să vă spun. Și de unde ați spus? Nu dezinformați lumea, eu înțeleg că sunteți cu Partidul Comunistilor, eu vă spun. Acum am majorat salariile la pedagogi, la educatori, la medici, la educatori cu 38%. Și cât s-a mărit prețul? Ascultați-mă de. Cu cât am mărit prețurile de 2001 până în 2009, o să vă întreb eu pe dumneavoastră. Dar acum, ascultați-mă, atent, eu vă spun. Coaliția Pro-Europeană a majorat salariile cum nu le-a majorat Voronin în 9 ani. Nu le-a majorat în 4. La toate categoriile, funcționarii publici, le-am majorat. Pedagogii am majorat. Educatorii am majorat. Medicii s-au majorat. La toți, necătând la embargurile impuse de frații dumneavoastră ruși mai mari, noi continuăm să investim și să creștem economia Republicii Moldova și în continuare, în 2015, vor fi la fel majorări salariul, mai ales în educație. Mai scutem unde o păcure de electorat. Uitați-vă în George ce-a fost, uitați-vă în Transnistria. Mai ascultăm unde un concurent electoral. Da, mulțumesc. Oameni buni, eu înțeleg indignarea la fiecare, dar atâta timp cât copiii noștri sucrează psihotare, care înveste, care ies și o fi plătite impozitele acolo, acolo să crească pensii. Asta este problema. Deci, nouă cine trebuiește acum la guvernare să continuăm proiectele care le-a început, să facem drumuri, canalizări, ca să atunci... Eu am avut o întrebare cu drumul de la socialist. A spus că pensionăm. Dacă sunteți sincer, să spuneți, ce pensie aveți dumneavoastră? Ce pensie am eu, să vă spun eu? Spuneți, salut, Petrona. Sunteți personal, ce pensie aveți voi la guvernare? Eu vă spun sincer, pensia ar fi trebuit să mă întrebați unde am muncit și ce am lucrat. Dar pensia... N-a strasată ca oamenii ăștia, ca da, 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 dar pensia la ziua de azi, a mea, care s-o pot că e mică față de alte pensii și e mare față de pensia dumneavoastră, e 4.000 de lei. Foarte bine, soția mea da. 400. 400 are. Eu vă răspund. Mie, mie, cât vă ridică dumneavoastră? 4.000? Plus 10% și 400% vorbică. N-am dreptul mai mult eu să vorbesc cu o temă particular, eu am să vă mulțumesc. Nu ne-am lucrat, cum am lucrat și de ce am așa pensie. Dar vă mulțumesc mult. Următoarea întrebare este aici. Mă numesc Vasile Gonea, pensionar, Săștina.
Eu îmi dau bine seama, Constituția prevede altfel decât vreau să mă întreb eu o propunere. Vreau să aflu viziunea tuturor candidaților, pe scurt, asupra așa o problemă. Cum văd e problema ca în Parlament să accede numai mult de două legislatori fiecare. Asta ar da posibilitate să participe cel mai larg de cetățeni în activitatea organelor fiecare de stat. Și aș vrea să aflu concret cine ar fi gata ca în următorul Parlament să înaintez o inițiativă legislativă în acest sens. Mulțumesc! Numai două mandate la rând. Consecutiv, da? Consecutiv. Da, consecutiv, da. Disciplină de bază. Nu înțelegi. Două mandate consecutive. Două mandate consecutive. Deputat, de la președinte. Da, spuneți-vă rog, dacă într-o minută fiecare se cadrează doar în urmă. Da, o minută. Nu, nu trebuie. Noi, în afară de ceea ce propuneți dumneavoastră, noi, Partidul Liberal Democrat, am inițiat un proiect de lege și l-am propus și a fost în prima și a doua lectură ceea ce ține de să scoatem imunitatea deputaților și a judecătorilor. Din păcate, aceasta este lege constituțională, Partidul Liberal Democrat și Partid din Coaliție au susținut acest proiect de lege, dar pentru a fi votat el trebuia 61 de mandate. Cu părere de rău, socialiști, Partidul Comunist, ceilalți care mai sunt miși și alții, nu au dorit să susțină această inițiativă. Și aici se arată care și ce interes are. Noi, nu este o problemă că are un mandat sau două mandate deputatul. E mai important, eu cred, că el să fie un om cinstit, să declară toată averea, să fie monitorizat foarte amplu, nu numai de presă, dar și de organele, Comisia Națională de Integritate și alte organe ale statului. Eu cred că asta este cu mult mai important decât a să avea un mandat sau două sau trei. În principiu, nu e nicio problemă cu ceea ce propuneți dumneavoastră ca să aibă, ca și președintele țării, numai posibilitate numai de două mandate. Mulțumesc! Următorii care vor să răspundă? Toți. Vreau să... Sunt de acord cu domnul Oleg Brega să se micșoreze numărul de miniștri, numărul de deputați, ca să poată să ne dăie și nouă o pensie, să pot procura un pachet de lapte, că numai pastile procur și nu mi-ajung nici de pastile și nici de asta nu mi-ajung. Și pentru domnul Oleg Brega, că l-ascultam întotdeauna, și la haide parte am spus că nu mă vină. Voi bine, voi. Așa ziceu că potuvine ești boier. Am înțeles. Este o susținere din partea oamenilor. Se poate. Încă o întrebare, da? Sunt Gheorghe Rusu, pensionier în satul Sâștinoi. Întrebarea mea așa, către toți candidații în deputat, care sunt de am lucrat 45 de ani aici pe loc și am o pensie în mizeră. A ieșit la pensie cu 570 de lei. Eu am început să lucrez la desori cum? S-a format gospodăria să tească și am început să lucrez la autocentru pe joc pe Muncești. Am lucrat 7 ani de zile. Ultimii 9 luni de zile nu pot primi leafă. Am dat la protecția muncii și la judecătorie de la Buiuca, asta la Botanic. Să râmbă pe drumul de din... Nu grămadă. Cheltuiesc bani și nu are cine rezolva întrebarea. Întrebarea ce e de făcut? Cred că așteptăm răspunsuri în primul rând de la partidele de guvernământ, da? Vă rog frumos. Dar este sigur, noi ne confruntăm cu așa situații de des, oamenii ne dau așa întrebări, dar de fiecare dată noi venim și noi cu întrebare. Dacă ați fost angajat legal, aveți contract de muncă, este... 7 ani,
este contract de muncă, este carte de muncă tot înregistrat, atunci este doar nevoie să vă adresați organelor competente și dacă nici de acolo nu răspuns, atunci faceți o adresare, rămânem, îmi lăsați numărul de telefon, faceți o adresare către mine ca deputat și eu voi adresa din numele meu tuturor organelor să vină să soluționeze problema. Altă da. Ieșire nu este. Mulțumesc. În particular, după sfârșit, da, vă apropiați de domnul deputat. Mi-am înțeles. În particular, până să ajunge la deputat, nu știm până 30 noiembrie ce să fie, cum să fie. Eu vă propun, vă adresați la Văluță Vladimir Nicolaevici, adică eu în persoană, activez ca avocat, deci cu toate documentele și întrebarea, eu nu spun că e hotărât, fiindcă trebuie să mă fac cunoscut cu toate materialele. Foarte bine, mulțumim tare mult. Și dacă mai dorește cineva de partea de guvernul, nu, da? Mulțumim, următoarea întrebare. Am către toți candidații. Ce ați făcut pentru satul nostru, căci mă doare inima anume pentru satul nostru? Și ce aveți de gând să faceți? Mulțumesc! Mulțumesc! Eu sper că un minut va fi fiecare, da? Vă frumos, cine? Ascunem-vă! Eu cred că eu salut aici, salut prezența domnului primar, domnului Codreanu. Și cred că mai bine ca dumneavoastră nu ați spus nimic ce am făcut noi partidele de la guvernare pentru satul Rusești Noi. În primul rând, eu spun și eu, pentru că des mă întâlnesc cu dumneavoastră, primul lucru care l-a făcut cu 2 ani în urmă, a venit și am făcut tot posibilul ca centrul, oficiul medici de familie să aibă un transport auto și aceasta poate confirma și domnul primar. În al doilea rând, noi am împreună cu domnul primar, având o întâlnire a primarilor din raionul Iauveni, am dat start începutul lucrărilor de asfaltare a drumului de la școală în centrul satului. Domnul primar, așa-i? Trebuie terminat. Așa-i.